Știai că tușul din imprimanta ta este probabil cel mai scump lichid pe care l-ai cumpărat în viața ta? la 8000 de lei pe litru? Tu îți dai seama ce înseamnă chestia asta? De ce imprimantele ieftine sunt o mare țeapă pentru consumator și n-ar trebui să cumperi în viața ta o imprimantă de 200 de lei? Și da, probabil o să primești ceva hate de la o magazine pentru că acelea sunt cele mai vândute imprimante. Dar nu te atinge de ele. Știi bine că atunci când vrei să cumperi un cartuș nou pentru imprimanta nouă pe care ți-ai cumpărat-o și care s-a epuizat după 3 săptămâni, te costă cel puțin 200 de lei un set de cartușe. Chiar dacă sunt doar două. Hai să vorbim despre țeapa secolului. Sau cum această industrie, aproape pe cale de dispariție, va stoarce și ultimul leuț din buzunarul tău. Pentru un mililitru de cerneală. Hai să începem întâi cu ce am pățit eu. Acum 2 ani de zile, într-o duminică dimineața, am promis că ajut pe cineva să-i printez niște documente, niște rezultate, analize, niște bilete de avion care trebuiau printate atât în limba română cât și în limba engleză, pentru că omul urma să plece în delegație pe vapor, vreo 6 sau 8 luni de zile, și până în China, acolo unde se îmbarca pe vapor, trebuia să prezinte o grămadă de hârtii care era mai ușor să fie verificate pe hârtie decât pe telefon. Dacă rămâi fără baterie la telefon și în spatele tău mai sunt 50 de oameni care trebuie să urce pe aceeași navă, pe Ghișeul te de gât. Am petrecut duminică dimineața vreo 4 ore cu imprimanta de montată pe jos. Îmi cumpărasem și una din aia de 200 de lei, că am zis, bă, nu printez mult. Și atunci când am nevoie de ea, mai dau două foi din alea de test și se rezolvă, o să funcționeze. Dar eu uitasem că am consumat cartușele și pentru că n-am vrut să dau 200 de lei, m-am dus și le-am reîncărcat. Și m-am luat cerneală. 100 de mililitri, 4 sticluțe și din prima am mers. A doua oară însă, chipul de pe acele cartușe n-a mai vrut să recunoască cerneala. Și am stat 4 ore pe covor cu imprimanta demontată, cu tutoriale de YouTube, cu forumuri deschise, încercând să printez 30 de foi. Nu mai mult. Am ajuns la punctul la care voiam să arunc imprimanta de la etajul 3. Și sunt sigur că nu sunt singurul. Sunt sigur că și tu ai avut același sentiment la un moment dat când chiar ai avut nevoie de imprimantă și n-a funcționat. N-am făcut-o, că până la urmă trebuia tot eu să mă duc să strâng bucățile de pe jos, că sunt un vecin bun. Dar am pus-o departe și în aceeași zi m-am dus și am cumpărat o imprimantă nouă de 4 ori mai scumpă, am dat vreo 800 de lei, cu care să nu am aceleași probleme. Așa arată, apropo, unul din cartușele de la imprimanta veche. Niște cutiuțe de plastic cu pin pe ele, un cip la interior care te lasă în unele cazuri să le încarci cu seringa de vreo două ori și apoi țipă la tine să cumperi consumabile originale. Că vei strica, domne, imprimanta, că nu o să mai ai aceeași calitate a printului și așa mai departe. Da, e valabil pentru cei care printează fotografii și nici măcar pentru ea. De curiozitate, ai văzut cât tuș conține cartușul unei imprimante noi sau eventual unul din cartușele pe care îl cumperi ulterior, din ăla mare? Ei bine, ăla cu care vine cu imprimanta are undeva între 3 și 4 ml. Pe culoare, atât intră într-un cartuș din ăla de test, cum îi spune producătorul, că nu ar putea să-ți vândă imprimanta așa goală, fără cartușe. E de fapt un motiv să te convingă să cumperi imprimanta și să intri în ecosistemul lor. Pentru că sigur, în 3 săptămâni, o lună maxim, vei cumpăra cartușe noi. Alea nu-s gândite să printeze mai mult de vreo 100-120 de pagini pe fiecare culoare, iar dacă le amesteci, mai faci niște teste, așa la început cum îți cere, de exemplu, producătorul, se duc și mai repede. Și cu siguranță te vei duce la magazin și o să zici, bă, dar un pic, două cartușe sunt 200 de lei, păi am dat tata pe imprimant. Bine, a fost la reducere, dar totuși la ofertă. Tot timpul sunt la ofertă imprimantele alea, pentru că asta e modalitatea să te prindă în ecosistem. Cumpări imprimanta la care probabil producătorul pierde niște bani, dar cu siguranță face niște bani în momentul în care vii prima dată să cumperi cartușele. Și tu te vei duce să cumperi cartușe noi, pentru că știi că le sunt un pic mai mari, de vreo 7-8 ml, și oricum ai făcut deja instalarea, nu mai vrei să-ți bați capul sau ți-ai instalat un prieten dacă n-ai știut, și mai degrabă scoți cartușele și le-ai schimbat cu unele noi. Și uite așa, Epson, Canon și ceilalți producători de imprimante te-au prins în ecosistemul lor cu modelul respectiv de imprimantă. De aia sunt și mai scumpe din magazin, alea, cartușele mai mari, să-ți dea impresia că ești mai câștigat. Mai există și varianta Excel care susține până la 16-18 ml de cerne și da, asta pare bine la prima vedere. Dacă stai să te gândești că de fiecare dată când nu printezi cu săptămânile, trebuie să-i faci un test și acolo îți trage niște benzi din alea colorate cu mai multe culori, îți consumă vreun mililitru de cerneală din fiecare cartuș. Deci undeva la 10% s-a dus doar pe partea de test. E o estimare, sigur. La altele imprimante poate mai mult, la altele mai puțin. Și uite așa, dacă vrei să ieși mai câștigat, le vei lua pe la Excel și o să cumperi undeva la 300 de lei pe două cartușe sau pe patru. Un set complet, care e cu vreo 50% mai mult pe, decât ai dat pe imprimantă. Și e ok, că știi că ai mai multă cerneală. Și doar în felul ăsta ieși undeva pe la 8 lei pe mililitru. Adică 8.000 de lei pe litru. Spunem tu ce lichid pe care l-ai cumpărat vreodată în viața ta a fost atât de scump. Și nu te uita la benzină care este moca la 8 lei pe litru. Poate veninul de scorpion sau aur lichid? Altă problemă care apare la imprimantele alea de 200 de lei mai ieftinache e că dacă nu printezi o săptămână sau două, cartușul ăla se usucă. Și se usucă cartușul, că dacă stai să te uiți pe el, cartușul respectiv conține pinii și conține și duzele de printare. Găurile la microscopice care se înfundă, de multe ori nu se mai desfundă și atunci trebuie să cumperi un cartuș nou. Și uite așa, îi schimbi și capul de printare, ceea ce este ok, pentru că asta e modalitatea prin care producătorul îți spune, uite, îți garantăm că cu cartușele noi vor merge, pentru că așa sunt gândite. Să funcționeze o perioadă mai scurtă de timp și dacă nu le folosești foarte des, să se înfunde, că până la urmă e cerneală, e subțire, e un lichid. Dacă ai plecat în vacanță două săptămâni, așteaptă-te că atunci când întorci imprimanta să nu funcționeze chiar așa cum vrei tu. Bun, bun, am înțeles. Și acum, ce imprimantă să-mi cumpăr? Păi, singura variantă pe care o ai, bine, sunt două variante. Varianta laser e un pic cam scumpă dacă vrei și color. E peste 1000 de lei și costă un pic mai mult reîncărcarea, Da, tușul este mult mai ieftin. Tonerul respectiv se încarcă, tonerul fiind tușul din imprimanta laser, care se aplică electrostatic pe pagină și nu prin injecție cum se întâmplă la imprimantele inkjet și tocmai de aceea o să te coste vreo 200-300 de lei reîncărcarea. Adevărul e că poți să scoți câteva mii de pagini cu acele imprimante și nu o să fie nicio problemă, dar sunt sigur că nu o să ai nevoie de asta. Ce-ți recomand este însă du-te și caută o imprimantă de tip CIS, adică Continuous Ink Supply System. Imprimanta aia în care nu schimbi cartușele, ci le reîncarci cu sticluțe de la producător, care sunt de vreo 25 de ori mai ieftine decât cartușele clasice. O sticluță din aia are undeva pe la vreo... 60, 70, 80, 100, 120 și ceva de mililitri, în funcție de producător. Eu am ales Epson pentru că sunt unele dintre cele mai fiabile pe care le-am avut și știu că Epson se descurcă foarte bine cu printul color. Asta este una din imprimantele pe care o avem aici la studio și pe care o folosim de vreo 3 ani de zile cu doar o singură reîncărcare. O singură dată am încărcat cerneala din interior. Și culme e că funcționează de fiecare dată. Și nu ne-a plătit Epson să spunem niciun ban, pur și simplu s-a nimerit să fie tot un Epson. Și tocmai de aceea și eu mi-am luat același model de imprimantă pentru că știam deja cum se lucrează cu ea și mai important de atât, știam și cum se curăță capetele în cazul în care se blochează. Așadar, imprimanta asta are un lăcaș aici pe care îl desfaci, desfaci chestiile astea și vii și încarci imprimanta cu tuș, direct. Asta înseamnă că capetele de printare aflate la interior se vor încărca din când în când, dar tocmai de aceea printești și tu color și mai dai o pagină de test. Imprimanta asta m-a scăpat pe mine de bătăi de cap, așadar dacă ai bătăi de cap cu imprimantă ieftină, îți recomand una din asta. Acum dacă printezi foarte rar, odată la câteva zile sau poate chiar săptămâni, tot asta ți-o recomand. Pentru că în timp asta va ajunge să fie mai eficientă decât cea de 200 de lei pe care tocmai vrei să o cumpere acum. Și da, are și scanner. Iați un model de genul ăsta, există și de la Canon, există și de la alți producători, fiecare producător are un model mai scump cu CIS. C-I-S-S. -S. Și ăsta este sfatul meu către tine. Nu te arunca din nou la imprimante ieftine dacă nu vrei să-ți arunci banii la gunoi pentru că odată ce cartușele respective s-au epuizat, chipul de la interior o să spună, a, asta nu mai e bun. E loterie. La unele merge, la unele nu merge. Te mai duci la un service, găsești cartușe mai ieftine, se mai blochează și alea. O reîncărcare completă ar ajunge undeva pe la vreo 150 de lei? Păi, mi se pare moca, având în vedere că cartușele au undeva la 80 de mililitri. Nu 8. Ăsta este micul meu rent de astăzi, dar și recomandarea mea către voi. Dacă eu am învățat o lecție importantă din această experiență, vreau să o împart în continuare cu voi. Cam atât. Eu sunt Radu sper că ți-a plăcut acest video. Dacă ți-a plăcut și ai considerat că este util și ai, aflat informații noi, dă un share ca să-l vadă și un prieten. Lasă un comentariu eventual mai jos ca să mai accelerăm și noi algoritmul ăsta și să prevenim pe cât mai multă lume să-și cumpere imprimante ieftine, adică să-și ia Sigur te-ai întrebat ce sunt liniile acestea colorate din cele mai recente filmări ale noastre. Se numesc Nano Leaf Lines și sunt cea mai cool opțiune de iluminare ambientală. Fiecare linie are aproape 30 cm și se poate interconecta în orice formă vrei tu. Ca să obține efectul acesta frumos, lumina bate spre perete și nu direct în ochii tăi. Le poți seta pe orice culoare și poți regla intensitatea la procent. În plus, ai sute de scene diferite în aplicația de smartphone, iar lumina răspunde și la sunetele din încăpere. Le găsești acum pe Gadget Boutique, magazinul nostru cu cele mai bune gadgeturi alege să cumperi de la noi, de pe gb.ro, doar gadgeturi alese și testate de noi.